În finala turneului de fotbal Alba Cazăpata, desfășurat acum câteva zile, fotbalistele școlii sportive din Aneninoi s-au clasat pe locul 2 cu scorul de 2-1 în fața echipei Victoria din Măcărești. Ultima a devenit câștigătoarea turneului național la mini-fotbal feminin Alba Cazăpata, ediția 2015. Participă echipe noi, școli noi, care deja acum începe abia a strânge copii, fete, sunt interesați în asta, de asta ne bucur foarte mult. Deci turneul ne dă posibilitatea de a vedea cum se antrenează, cum joacă, ne evidenția cele mai bune jucătoarele. Au fost președinte și antrenoarele selecționatelor. Clar că în vârsta asta cea mai fragedă, noi nu putem să le spunem, dar deja se vede talentele mici ale... Și vreau să spun că noi avem aceste talente. Mie turneul acesta îmi place enorm de mult, pentru că fotbalul este o pasiune a mea de mică și turneul acesta m-a impresionat foarte mult. Multe fete mi-am făcut cunoștință care m-au ajutat să înțeleg cât e de bine să joci fotbal. Neapărat voi participa și la alte turnee de acestea. Mi-a plăcut acest turneu deoarece am putut să fac cunoștință cu alt echip și cu alți jucători și... Am rămas cu impresie că am făcut un pas corect, am venit să mă ocup cu fotbalul. În meciul pentru locul 3, Rapid Criuleni la fel s-a impus la penaltiuri de 3-2 în fața școlii sportive Bălți. Turneul național Alba Cazăpata s-a desfășurat la complexul sportiv Futsal Arena din Comuna Ciorescu și a adunat 12 formații. La finele turneului, echipele participante s-au ales cu diplome, cupe și alte cadouri.